găsit la primele știri ale zilei, sunt Laura Angelescu. Șeful revoluționarilor brașoveni, Dorin Lazar Maior, dat în urmărire internațională, a fost prins în Abu Dhabi. El este condamnat la 7 ani de închisoare sub acuzația de șantaj, dar a reușit să dispară în 2013, cu câteva zile înainte de pronunțarea hotărârii definitive. Maior mai are încă o condamnare definitivă, dar și un mandat de arestare emis pe numele lui de magistrații brașoveni. Judecătorii curții de apel au confirmat încătușarea lui Maior. Mandatul de executare a 7 ani de închisoare emis pe numele lui Maior de judecătoria Târgu Mureș sub acuzația de șantaj nu a putut fi pus în aplicare în noiembrie 2013. Dorin Lazar Maior a dispărut, în timp ce era căutat de autorități, a mai primit o condamnare. Ulterior, o altă instanță, judecătoria Sibiu, a emis un nou mandat de executare a pedepsei închisorii pentru comiterea infracțiuni de ultraj. În anul 2012, bărbatul ar fi amenințat cu moartea și cu alte fapte păgubitoare la adresa sa, a familiei și a fiicei, un reprezentant al unei instituții publice din județul Brașov. Pedeapsa pentru această faptă a fost de 7 ani închisoare. La data de 14 decembrie 2015, urmărirea internațională a fost extinsă în baza mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel Brașov pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la cumpărare de influență, în sensul că ar fi sprijinit un bărbat în activitatea infracțională prin care acesta din urmă a urmărit cumpărarea de influență a unor judecători care judecau cauza în care fusese condamnat. Pe numele lui Maior a mai fost emis și un mandat de arestare pentru o nouă acuzație. De asemenea, Tribunalul Brașov a emis un nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea față de bărbat pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare. În fapt, în perioada iulie 2007-aprilie 2008, acesta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Brașov, s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate statului, prejudiciul adus fiind de aproximativ 470.000 de lei. În ce condiții a fost capturat Dorin Lazar Maior? În urma colaborării cu Serviciul de Investigație Criminală din cadrul Poliției Capitalei, a fost continuată colaborarea cu corespondenții biroului Interpol Abu Dhabi, fapt ce a dus la depistarea persoanei urmărite. Astfel, după cum spuneam, astăzi a fost extradată, adusă în România, preluată sub custodia Poliției Române și introdusă într-un centru de reținere și arestare preventivă. Chiar dacă vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire, brașovenii mai au de așteptat. Potrivit autorităților locale, procedurile de debranșare nu au fost încă stabilite de către cei de la Tetcron. O soluție în acest sens va fi găsită abia săptămâna viitoare. 86 de brașoveni au făcut deja cerere pentru a se debranșa de la rețeaua centralizată. Sătui de atâtea promisiuni, reprezentanții asociațiilor de proprietari din Brașov au mers direct la producătorul de agent termic în sistem centralizat. Reprezentanții firmei producătoare nu au putut decât să le arate brașovenilor utilajele moderne ale centralei și să le promită că situația va reveni la normal în cel mai scurt timp. Știm toți că este un an politic, adică un an electoral. Avem alegeri pe data de 5 iunie și eu am încredere că cei care candidează nu vor face greșeala să oprească furnizarea și să nu găsească o soluție. Soluții există, dar ele trebuie luate și asumate. Și cred că undeva în jurul, zic eu, da, facem niște prognoze, aș spune 15 mai, sfârșitul mai, cred că apa caldă va reveni la robinet. Producătorul de agent termic spune că imediat ce soluția distribuirii apei calde către brașoveni va fi găsită, centrala va putea fi repusă în funcțiune în doar câteva minute. Nu putem decât să ne implicăm cu ajutor, cu ideile și cu know-how-ul pe care îl avem la dispoziție. Un lucru este cert, brașovenii mai au de așteptat până când vor avea din nou apă caldă la robinete. Lucrările la aeroportul internațional Ghimbav vor continua doar în anumite condiții. Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabur, susține că pentru continuarea lucrărilor este nevoie ca legea prin care terenul pe care se construiește aeroportul a revenit în proprietatea instituției județene să fie modificată. În anul 2009, Consiliul Județean Brașov a primit de la Ministerul Agriculturii 200 de hectare de teren cu condiția ca aeroportul să fie gata în 5 ani. Pentru că lucrările nu au fost finalizate, terenul a revenit în proprietatea statului român. Autoritățile județene au încercat să preia înapoi terenul, iar în 2015 Parlamentul a votat o lege care aproba transferul, însă aceasta nu a putut fi pusă în aplicare din cauza unor neconcordanțe în teren. Pentru rezolvarea situației este nevoie ca parlamentarii brașoveni să inițieze un nou proiect de lege care să primească votul legislativului. Fac un apel la toți parlamentarii de Brașov, în special săptămâna aceasta o să le pregătesc pentru fiecare parlamentar o documentație. Legea 297 din 2015 trebuie modificată. Le pun la dispoziție pentru că s-au încurcat foarte multe date și nu se poate nici măcar preda, nici înscrie în cartea funciară.
Până în prezent, Consiliul Județean a cheltuit 24,7 milioane de euro pentru aeroport. Conform conducerii CJ Brașov, pista a costat 17 milioane de euro, iar exproprierile aproximativ 4,5 milioane. Până în luna iunie, primăria vrea să instaleze semafoare la 10 treceri pentru pietoni din Brașov. Această măsură urmărește diminuarea numărului accidentelor rutiere pe trecerile pentru pietoni și a fost luată de Comisia de Circulație a Municipalității. Semafoarele vor fi montate la trecerile care au și limitatoare de viteză. Proiectul va fi început după ce se vor obține certificatele de urbanism. Încercăm prin toate aceste proiecte, pe de o parte, să ne asigurăm că atât pietonii cât și șoferii sunt protejați și în același timp ca circulația să se desfășoare în condiții optime în municipiul Brașov. Firma care administrează rețeaua de iluminat public în oraș a început implementarea unui proiect la intersecția străzilor Valea Jiului cu Independenței. În spatele meu ar trebui să fie prima trecere de pietoni inteligentă din municipiul Brașov. Deja au fost montați stâlpi de 7 metri cu becuri LED. În același timp, în perioada imediat următoare, municipalitatea vrea să instaleze și corpuri de iluminat în asfalt pentru ca această trecere de pietoni să fie cât mai vizibilă șoferilor. Municipalitatea are în plan să amenajeze în perioada următoare și o trecere de pietoni pe strada Iuliu Maniu, în zona tribunalului. În unele zone vor fi instalate semafoare cu buton, iar în altele vor fi semafoare cu temporizator. Sunt vizate zonele pe calea București, Saturn, Bulevardul Griviței, strada 13 Decembrie, strada Hărmanului, Bulevardul Victoriei și strada Independenței. Polițiștii brașoveni sunt cu ochii pe pietonii care nu văd zebrele. Peste 200 de persoane care au traversat luna trecută strada prin loc nepermis au fost sancționate. În funcție de situație, pietonul implicat fie a fost amendat, fie a primit avertisment. Agenții și ofițerii serviciului rutier din Brașov au sancționat în luna martie 210 brașoveni care nu au traversat strada regulamentar. 30% dintre ei au fost amendați, iar 70% au primit avertismente. Oamenii legii spun că vor fi trași la răspundere deopotrivă atât șoferii vinovați cât și pietonii, în încercarea de a se reduce numărul evenimentelor rutiere. Polițiștii le reamintesc brașovenilor că viața are prioritate. Aveți grijă de ea, aveți grijă de voi, indiferent dacă sunteți șoferi sau pietoni. Inspectoratul Județean de Poliție din Brașov are un nou adjunct. Șeful serviciului rutier din Sibiu, comisarul șef Alin Pahunțu, a fost numit în funcție prin dispoziție semnată de Inspectorul General al Poliției Române, după ce comisarul șef Sorin Melinte s-a pensionat. Alin Pahunțu este împuternicit pe o perioadă de 6 luni să îndeplinească atribuțiile funcției de adjunct al șefului IPJ Brașov. Ofițerul a mai lucrat la Poliția din Brașov în cadrul serviciului rutier timp de 9 ani. Din 2006, comisarul șef Alin Pahunțu a îndeplinit funcția de șef al serviciului rutier de la IPJ Sibiu. Lipsurile acumulate de-a lungul anilor i-au scos pe salariații sistemului sanitar în stradă. La Brașov, aceștia au preferat o discuție constructivă cu autoritățile locale. Membrii sindicatului Sanitas Brașov au înaintat prefecturii și o listă cu revendicări. Membrii sindicatului Medisan Sanitas Brașov spun că sunt alături de colegilor din toată țara în acțiunea de protest împotriva guvernului. Practic, salariații din sistemul sanitar din Brașov au aceleași revendicări ca și colegilor din întreaga țară. Cea mai mare nemulțumire este legată de salarii. Am cerut inechitățile să fie calculat salariile minime pentru oameni, nu din 2009, cum este actual și cei noi angajați cu 1200, pentru că au ieșit foarte multe conflicte între angajați. Vom avea întâlnire cu reprezentanții liderilor de sindicat din domeniul sănătății, vom asculta toate doleanțele acestora, au făcut și o întâmpinare la sediul prefecturii. În urma acestor discuții, materialul care l-au depus la instituția noastră va fi transmis către Ministerul Sănătății spre o analiză și luare în considerare.
sapă grădina din curtea casei odată la câteva zile. Și asta nu e nimic neobișnuit, dar ce spuneți dacă aflați că are 102 ani? Este incredibil, dar adevărat. La așa o vârstă venerabilă, o femeie din Apața are grijă singură de grădină și spune că se hrănește doar cu produse bio, cultivate de ea de ani de zile. Acesta ar fi doar unul dintre secretele doamnei, care se laudă că toată viața nu prea a avut de ce să treacă pe la doctor. La aniversare au participat atât rudele cât și prietenii, dar femeia a primit cadouri frumoase și de la reprezentanții asociației Aici pentru tine. Ana Covaci s-a născut în 1914 în Covasna. Are 2 copii și 4 nepoți și se laudă cu faptul că toată viața s-a hrănit sănătos din propria ei grădină, la care muncește cu drag. Femeia spune că nu a făcut excese și că a încercat să aibă o viață disciplinată ca să poată avea grijă de familie. Eu am făcut mâncare singure, cum am știut eu, așa am făcut. Și am făcut curățenie aici, cum am știut. Nu trebuie ori doctorul, dar am mers la vecine și am spus, uite, aici adore, n-are nimic, vine Dumnezeu să ajute. Sunt cel mai bucuros că, că în viața asta a trăit atâta. Mă simt foarte bine, mă bucur că a trăit atâta. A ajuns la 102 ani. Să dea Dumnezeu să ajungă și pe la anul nu să fie tot așa. Femeia a primit cadouri și multe flori, iar emoțiile au copleșit-o. La împlinirea vârstei de 102 ani, o bucurie imensă i-au oferit rudele și prietenii, dar și reprezentanții asociației Aici pentru tine. Suntem foarte fericiți pentru că în viața noastră cu plină cu amarul și cu probleme mai găsim și momente de fericire și de aniversare. De data asta aniversăm o doamnă de vârstă de 102 ani care a prins războaie mondiale, care a prins comunismul, care a prins democrația și cred că trebuie scris odată povestea doamnei. Ne bucurăm foarte mult că am putut să venim la aniversarea doamnei Ana, care a împlinit venerabil la vârstă de 102 ani. Asociația Aici pentru tine face nenumărate asemenea acțiuni caritabile. Chiar dacă tortul a fost gustos, cel mai dulce cadou la aniversare a fost oferit prin simpla prezență a oamenilor cu suflet mare, care i-au fost alături în cea mai importantă zi din viața ei. Ana Covaci și-a pus și o dorință, să fie sănătoasă ca să mai poată admira natura, care i-a dat atâta putere într-un secol de viață. Atenție, părinți! Jumătate dintre grădinițele private din județul nostru nu îndeplinesc toate condițiile legale de funcționare, spune conducerea UPC, care a făcut verificări în astfel de instituții. În doar o săptămână, inspectorii au aplicat amenzi usturătoare. Printre nereguli se numără și produse expirate descoperite în blocul alimentar, condiții igienico-sanitare necorespunzătoare și chiar lipsa autorizațiilor necesare funcționării. Atrag aici atenția ca toți părinții să verifice acest lucru în momentul în care își înscriu copiii la grădiniță și să nu se lasă induși în eroare de o anumită autorizație care este expusă pe peretele grădiniței. Trebuie să existe autorizație de funcționare a acelei grădinițe și cu tot ce înseamnă norme legale și avize din partea Ministerului Învățământului. Conducerea OPC spune că mulți dintre patronii grădinițelor private încearcă să evite legislația în vigoare și atribuie tot felul de titulaturi acestor instituții, fie cluburi, fie asociații. Asta nu le dă dreptul, spun comisarii OPC, să funcționeze ca grădinițe pentru copii, în acest caz fiind nevoie de autorizații de la mai multe instituții, printre care cele de la Direcția Sanitară Veterinară și Direcția de Sănătate Publică. Un lucru îngrijorător este și faptul că nici în acest moment, după nenumărate controle, nu se respectă condițiile de transport și depozitare a produselor alimentare. Din păcate încă descoperim produse expirate în blocurile alimentare, spațiul în care este deservit servirii mesei nu respectă toate normele legale, jucăriile în unele situații sunt deteriorate și nu se adresează grupei respective de vârstă, spațiile de joacă au anumite, cu ghilimelele de rigoare, capcane care pot pune în pericol copiii, dar nu neglijăm și celelalte laturi, respectiv clauze abuzive în contractele cu părinții. În urma controalelor, inspectorii OPC au mai descoperit și jucării deteriorate, multe dintre ele neîmpărțite pe grupe de vârstă.
7 administratori de grădinițe private din județul Brașov au fost amendați de inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului din cauza neregulilor. Sancțiunile ajung la cifra de 30.000 de lei. Lucrările la noul corp de clădire al Colegiului Național Dr. Ioan Meșută sunt pe final, iar elevii brașoveni care studiază la acest liceu caută bani pentru dotarea sălilor de curs. Este nevoie de fonduri pentru utilarea a 15 săli de clasă. Elevii Colegiului Național Dr. Ioan Meșută din Brașov caută sponsor pentru dotarea sălilor de clasă din noul corp al liceului. Lucrările vor fi finalizate în luna august, însă cele 15 săli de clasă trebuie dotate corespunzător. Liceenii, părinții acestora, dar și foștii elevii colegiului încep o campanie de strângere de fonduri. Pentru a face rost de bani, meșotiștii vor să organizeze un bal de caritate, dar și mai multe evenimente culturale la care se va plăti bilet de intrare. Toate acestea în cadrul unui program cultural denumit generic Raftul de Cultură. Pentru dotarea sălilor, elevii vor să apeleze și la agenții economici din Brașov, care ar putea fi motivați să aloce bani în schimbul numelui unor săli de clasă. Concret, dacă o firmă alocă 10.000 de lei pentru dotarea unei săli, acesta va purta numele societății. Tot în schimbul unor sponsorizări, companiile ar putea desfășura ore prin care își pot prezenta oferta profesională. După finalizarea noului corp de clădire, elevii Colegiului Național Ioan Meșută vor putea merge la școală numai dimineața. În prezent, studiază în două schimburi, iar cei care merg la cursuri după amiaza termină programul chiar și la ore 20. Dacă autoritățile centrale nu fac nimic pentru a moderniza Gara Brașov, care aparține Ministerului Transporturilor, tinerii cu inițiativă au demarat o campanie prin care doresc să atragă atenția factorilor responsabili că principala poartă de intrare în municipiu ar trebui renovată de urgență. Petiția online și Gara Brașov poate fi de poveste a fost lansată în luna decembrie anului trecut. Până acum s-au adunat peste 2000 de semnături. S-a creat o scrisoare deschisă către Ministerul Transporturilor care este publicată online și a fost trimisă și către minister. S-a creat o imagine a inițiativei și urmează să creăm grupe de lucru. Grupe de lucru cu arhitecți, constructori, persoane care au cunoștințe în energie regenerabilă și design, tocmai pentru a crea într-adevăr un plan practic. Și municipalitatea a trimis în ultimii 10 ani mai multe solicitări Ministerului Transporturilor pentru a prelua Gara Brașov. Din păcate, de fiecare dată am primit răspuns negativ în ceea ce privește darea spre administrare, dar nici nu s-au făcut lucrări de modernizare, astfel încât această poartă de intrare, poate principala poartă de intrare în Brașov, să arate așa cum arată restul orașului. Gara a fost construită în 1962, iar lucrările au durat 17 luni. Are o suprafață construită de aproape 2500 de metri pătrați și nu a mai fost renovată de când a fost dată în folosință. Copiii brașoveni vor deveni adevărați meșteri pe perioada vacanței. Micuții cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani vor avea șansa să învețe să realizeze păpuși folosite în piesele de teatru pentru copii. Asta în cadrul unor ateliere interactive, recreative și de creație, care se vor desfășura pe perioada vacanței la Teatrul Arlecchino. În perioada 25-29 aprilie, copiii vor putea realiza păpuși din diferite materiale, printre care polistiren și sticlă. Ei vor fi îndrumați de actor, dar și de sculptorul de păpuși de la Teatrul Arlecchino. Tematica atelierelor va fi legată de sărbătorile pascale. La finalul orelor din cadrul atelierelor, copiii își vor putea lua acasă personajele create. Le vor picta, vor decupa, vor lipi, vor realiza efectiv aceste păpuși, bineînțeles că niște păpuși care să fie accesibile pentru ei și construcția lor accesibilă. Înscrierea se face la Teatrul Arlecchino, iar prețul de persoană pentru un atelier este de 15 lei. Cei care vor participa la toate cele 5 ateliere vor beneficia de o reducere de 20%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost primele știri ale zilei la Mix 2 TV. Rămâneți alături de noi, urmează informațiile sportive prezentate de Răzvan Țirea și Vremea cu Mara. Eu sunt Laura Angelescu, pe curând! Bună dimineața și bun găsit la știrile din sport. FC Brașov s-a îndepărtat de prima poziție a play-off-ului seriei a doua din Liga Secundă după ce a pierdut la Mediaș. Stegarii trebuie acum să încerce să termine campionatul pe poziția a doua pentru a spera la promovare în urma unui baraj. În runda a patra, trupa lui Adi Sabo primește marți vizita celor de la FCM Baia Mare.
FC Brașov va juca marți de la ora 19 pe teren propriu în compania formației FCM Baia Mare în runda a patra a play-off-ului. După înfrângerea de la Mediaș, stegarii sunt la 8 puncte de prima poziție a clasamentului și par ieșiți din lupta pentru promovarea directă în Liga 1. Galbenegri au de recuperat 5 puncte până la locul 2, care asigură prezența în baraj. Astfel, punctele din meciul cu Baia Mare sunt vitale pentru Buga și compania. Trupa din nordul țării nu a câștigat niciun meci în play-off, iar în sezonul regulat, galbenegri au câștigat cu scorul de 2-0 jocul de la Brașov și au remizat la Baia Mare scor 1-1. Astfel, stegarii pleacă din postura de favoriți în acest meci. Tehnicianul Adrian Sabon nu se va putea baza pe serviciile fundașului Marian Marin, care a fost eliminat pe finalul meciului din etapa trecută de la Mediaș și este suspendat. Gimnastica ritmică este sportul individual cel mai grațios și elegant. Este o ramură olimpică destinată exclusiv fetelor și îmbină perfect arta și sportul. Pentru episodul al 7-lea al campaniei Fabrica de Campioane am fost într-o sală de sport să vedem cum se pregătesc viitoarele campioane la gimnastică ritmică. Parteneri ne-au fost antrenorii de la Clubul Sportiv Transilvania. Scoateți copiii din case și din fața calculatoarelor și duceți-i să facă sport. Gimnastica ritmică are la bază baletul, iar acest lucru face ca sportul să fie de departe cel mai grațios și elegant. Micile prințese muncesc din greu pentru a ajunge la perfecțiune. La Clubul Sportiv Transilvania Brașov sunt peste 300 de fetițe care fac primii pași spre acest sport minunat. De ce ar trebui să alegem pentru fetițele noastre un astfel de sport? Simplu, pentru că le dezvoltă extrem de armonios. Gimnastica ritmică este sportul ideal pentru fete, pentru că în primul rând le formează o ținută corectă. E o mare problemă acum cu tânăra generație, că nu stă nimeni nici cu spatele drept și nici ca reginele, cum spunem noi. Și e sportul ideal pentru o fată, dezvoltă frumos, armonios, nu e un sport periculos. Gimnastica ritmică, după părerea mea, este cel mai frumos sport pentru o fată. Ajută la grație, la ținută, orice fetiță se dezvoltă frumos prin acest sport, atât prin calități fizice pe care le dobândește de-a lungul anilor. Micuțele fetițe care au ales să practice acest sport sunt fascinate de gimnastică și ar da orice doar pentru a petrece o oră cu mingea, cercul sau panglica. Dacă te-aș pune să alegi între o oră pe calculator și o oră aici în sală la repetiții, ce ai alege? O oră în sală la repetiții. Pentru că îmi place gimnastica, este visul meu. Dacă ar fi să te pun să alegi între o oră pe tabletă sau la calculator și o oră aici la joacă cu fetele, ce ai alege? O oră cu joacă cu fetele. Dacă te pun să alegi între o oră în casă, pe calculator, să te joci sau la desene animate și sau o oră aici, ce ai alege? O oră aici. Da? Te înțelegi bine cu fetele? Da. Sunteți o familie? Nu. Dar nu sunteți prietene bune? Ba da. Nu-ți place lucrul ăsta? Ba da. La grupele de inițiere sunt sute de copii, 300 de copii. Asta este un lucru extraordinar, că până la urmă scopul ăsta este să atragi copiii pentru practicarea sporturilor, orice, oricărui sport, și să-i scoți din casă. Sportul nu se face numai cu campioni. Așa trebuie să gândim toți, să cuprindem cât mai mult sport, copii în practicarea sportului, indiferent ce disciplină. Gimnastica ritmică este o ramură a gimnasticii și a devenit probă olimpică în anul 1984. Exercițiile la gimnastică ritmică se desfășoară pe muzică, iar sportivii folosesc 5 articole de echipament în programul lor: o pereche de măciuci, o panglică, o coardă, o minge și un cerc. Cea mai cunoscută școală de gimnastică ritmică este cea din Rusia. Chiar dacă sunt la început, sportivii de la Transilvania Brașov au participat deja la o competiție internațională în Republica Moldova și au avut rezultate foarte bune. Au participat și echipe din Rusia, din Ucraina, Moldova, noi. Un concurs foarte frumos, copii mulți, au fost 100 și ai noștri s-au remarcat acolo, au făcut frumos, au executat frumos exercițiile, deși am avut un timp foarte scurt de pregătire și am fost foarte mulțumiți, au luat medalie, e un început bun și ei sunt și mai motivați acum. Principalul obiectiv în gimnastica ritmică este inițierea unui număr cât mai mare de copii, dezvoltarea lor fizică armonioasă, îmbunătățirea îndemânării cu ajutorul obiectelor portative și dezvoltarea supleții și a grației cu ajutorul muzicii.
Gata cu știrile din sport, sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme cu Mara. V-am regăsit, sunt Mara și vă aduc informațiile meteo. La Poalele Tâmpei, veștile nu sunt foarte bune pentru astăzi. Va ploua, cerul va fi acoperit, iar maxima termică nu va trece de 10 grade Celsius. Atât deocamdată despre vreme, cu noi informații ne vedem în jurnalul de seară.